Încă un păstor a zis, Sora Maria am avut mai multe botezuri în casa voastră decât în sectorul meu. Că ce era să faci cu ei, că în biserică nu rezistau aglomerație și nu rezistau. Și atunci am vorbit cu frații păstori, eu deschid ușa mea, casa mea, numai să fie un suflet salvat. Știți, a fost un bărbat care Aproape că maxilarul El a Mâncat Dar a fost atât de Veninos Parcă e și blestemat când e bine Dar noi îl cuvântam. Noi intram în salon El așa, Până la un moment dat Când o văzut că se agravează Se agravează și nu mai poate vorbi Atunci o zis Vreau să mă pocăiesc, să fac legământ cu Domnul. Cum o zis, o striga tare. Iisus a biruit, satan a fost învins. Și la botezul lui, așa uh, s-a agravat boala lui, că nu putea să cânte, că... și cântam cu ei, ne rugam, cântam, decât bătea ritmul la cântare. Nu-i minunat Dumnezeu. Slavă Când își pune ochii pe un om, el știe cum să lucreze. S-a întâmplat să fie epidemie de gripă. Atunci le spuneam că nu se moare de cancer, nu se moare de diabet, înainte de a te naște, ți, -ți numărate zilele. Suferința e o înștiințare. Ei ziceau, e o nenorocire. Nu! e o științare Bunătatea Domnului te îndeamnă la pocăință. Dar suferința e o științare, Scrie un iov. Și prin nenorocire te scapă de o mai mare nenorocire. Și când ne spuneam dar care e cea mai mare nenorocire? Cancerul e cel mai mare. Nu. Când se va spune pleacă că nu te cunosc. Câți oameni au fost botezați în spital? Uh, Sau în, după în spi lucrarea asta? Uh, N-am ținut cont în spital sau acasă sau în alte biserici, dar am ținut o evidență. Până prin 2016 au fost în jur de 400. După aia n-am mai ținut evidența, știți de ce? Auzisem o predică, o, oh, ce duh de mândrie la cine spune că la predica mea atâția oameni s-au predat și au ridicat mâna. Parcă mi-a spus o mie. Și am zis, Doamne, ține Tu evidența. Eu nu mai scriu, nu mai țin nimic. Până atunci totul scriam. Luna asta, 11, luna asta, 23, luna asta. Domnul să vă binecuvinteze! oamenii ai lui Dumnezeu. Astăzi vreau să începem un nou podcast. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut până acum cu rugăciuni pentru mesajele frumoase, vă mulțumesc pentru încurajări. În același timp, pentru toți cei care v-ați implicat, fie prin rugăciune, fie financiar, în toate lucrările care le avem, mai ales în perioada asta în care suntem în construcția cu centru de misiune, Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Astăzi vreau să învățăm ceva diferit împreună cu mine. N-au fost multe surori, dar astăzi este o soră. Sora Maria, trebuie să, să citesc încă o dată numele de familie. Sora Maria Țică Rat. Sora Maria, mulțumesc mult că ați acceptat. Fiți binecuvântat și eu. Mă simt onorată de invitația dumneavoastră, deși Totdeauna am spus, oriunde am fost prin biserici, nu prea îmi place în față, la microfon. Îmi place să stau în spate să slujesc, să aduc un zâmbet, să șterg o lacrimă și să fiu o mângâietoare benefică, nu supărăcioasă ca lui Ov. De aceea îi mulțumesc Domnului că au trecut 28 de ani de când slujesc bolnavilor din oncologie. Da, vreau să vă aflăm câteva lucruri despre viața dumneavoastră. Acum, să știți că noi avem harul ăsta, între ghilimele zic, să tragem de frați. De obicei, tragem mult de ei ca să vină la un podcast. Prin asta vrem, avem ca scop glorificarea numelui Lui Dumnezeu. Astăzi vrem să învățăm de la dumneavoastră, am auzit câteva mărturii, dar n-am vrut să le ascult pe toate Deși uh, unul din prietenii mei Mi-au trimis că mărturii cu dumneavoastră N-am vrut să le ascult Că vreau să le ascult live Și cred că vor fi o binecuvântare pentru mulți oameni Cine sunteți dumneavoastră? Cum sunteți? Că suntem la Oradea Suntem aici la uh, Societatea Biblică Tot aici filmăm uh, M-am născut nu departe de Oradea În Comuna Ceica uh, Părinții mei n-au fost credincioși de aceea n-am crescut într-o biserică. Pe parcurs mama mea s-a convertit în biserica pentecostală, dar tatăl meu nici a fost împotrivă, dar nici s-a bucurat. Eu mi-am terminat școala în Comuna Ceica, în satul meu natal. Am venit în Oradeș, în Oradea și în timpul școlii m-am dus și eu cu o prietenă la Biserica Betel, unde sunt membră și astăzi. Atunci am fost atât de cercetată și am zis, aici mi este locul. Foarte fain. Am primit botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Tatăl meu s-a întărâtat, s-a supărat, dar eu am căutat să-l iubesc din primul salar, după ce am terminat școala, doar lui am cumpărat cadou. Și, pe urmă, cam la doi ani, l-am cunoscut pe soțul meu. El era dintr-o familie din Biserica Penticostală, din altă localitate, din Tășad, dar tatăl meu a fost tare împotrivă. Am suferit mult, fiindcă nu mi-a dat voie nici măcar să plec îmbrăcată mireasă din casa părintească. Am plecat din chirie. N-a venit la nunta mea. Dar am continuat să mă rog pentru el și m-am rugat mult, mult, mult. Cât de mult? Mult. Până când s-a convertit. Și a făcut botezul la mine acasă. S-a îmbolnăvit, mama murise, ea a suferit mult, fiindcă ea mi-a spus, „Merge în Oradea, nu te vedem noi, dar te vede Dumnezeu. Și asta m-a urmărit. Am încercat să am un comportament și o ținută să nu-i fac rușine mamei. Mama a plecat în veșnicie, pe tatăl l-am luat la mine, lui a plăcut puțin paharul, ca la toți bărbații. Și am, am un grup de surori cu care ne întâlneam și ne rugam. Și am spus surorilor, faceți ceva și ajutați-mă rugăciune. Eu îl iubesc pe Domnul Isus și nu vreau să slujesc pe tata ca pentru foc. Când am venit într-o seară de la rugăciune, fiindcă n-a fost suferind o săptămână asta pe pat, tata plângea, tata, ce s-a întâmplat? Vreau să mă pocăiesc. Mă poate ierta Dumnezeu? Și tot timpul zicea dacă îl iartă soțul meu, dar am zis, tată, desigur că te iartă, vă dați seama că a fost grea, tinerețea noastră, să mergem noi în satul nostru, la o nuntă, la o mormântare și să trec pe lângă casa părintească. Să mă întâlnesc greu. cu mama în altă parte. Dar probabil... Nu vă primea acasă deloc. Nu. Probabil așa m-a pregătit Dumnezeu să am răbdare și dragoste mai multă. E și față de el, și față de alții. Au trecut ani, ne-am făcut o casă, avem trei copii, am șapte azi. nepoți. Doamne, se Și m-am îmbolnăvit. Dar dintr-o dată, nu așa pe parcurs. Ce înseamnă dintr-o dată? Dintr-o dată am simțit că nu mă simt, rău, mă simt foarte rău. Am început să slăbesc aproape kilogramul și ziua. Oh. Și am mers la medic și aici în Oradea, de aici m-a trimis la Cluj, diagnosticată cu cancer la ficat și pancreas. Medicii au zis cu ficatul facem ceva, dar cu pancreasul nu. Uh, înainte de o intervenție chirurgicală, soțul meu m-a scos din spital, într-adevăr că biserica s-a rugat, grupul meu de surori în care sunt și acum, multe au plecat la Domnul, dar au venit altele și avem un grup de surori care uh, susținem toate problemele care eu le-am întâlnit printre cei bolnavi, dar și lucrarea din biserică. De câți ani e grupul de... surori? Uh, grupul ăsta e de vreo 30 de ani. 30 de ani. Slavă Domnului! 11 ani ne-am adunat la Biserica Betel dimineața la ora 8. Într-o sală, ni s-o acolo sală, să ne rugăm pentru lucrători și cuvântul Domnului să fie vestit și o învățătură curată. Pe urmă a început șantierul în Oradea. Și am zis surorilor, nu mai erau o de transport, nu dăm înapoi. La ora nouă, ori unde vom fi, ne unim în duh și rugăciune, ne sunăm una pe alta, ce probleme să ivesc, eu veneam întotdeauna cu problemele bolnavilor, cu cei care familia era foarte potrivă, și ceream ajutor în rugăciune. Și așa Domnul a dat biruință și îi mulțumim că lucrarea nu se face singură. Foarte când frumos. ai pe cineva în spate, Dumnezeu aduce biruință și când ești acolo, unde Dumnezeu te vrea, se fac lucruri frumoase. Foarte frumos Am zis asta, am întrebat pentru că eu lucrare pe care surorile o pot face tot timpul să unească în, în perioada asta am început cu o soră, tot din grup. Am mers 10 ani și am văzut că e mult de lucru. Atunci ea și-a luat una începătoare, am luat eu alta începătoare și am făcut două echipe. Că lumea era mai deschisă. Acum, după pandemie, parcă s-au împetrit. Nu mai e ce-a fost. Sunt și tinere în grup. În grup, mi-am luat pe urmă sora cu care am început eu. Ele s-au îmbolnăvit și am rămas singură. Am încercat să iau o tânără din cor, că încă, și dacă am 73 de ani, încă sunt coristă. Da. Mulțumesc Domnul domnului! Am luat o tânără din cor și au găsit un băiat în America și au plecat. Alta iară, tot din cor. Sora țicărat, luați-mă cu dumneavoastră să învăț. Îmi pare rău, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit, de mi-a fost de ajutor, că el a implicat și pe soțul ei și mergea în vizite acasă și pentru mine era mai ușor. Acum, iară, am două surori tinere, care tot așa, sora țicărat, luați-mă cu dumneavoastră, dar cu copii mici. La spital nu vă pot, cu copiii nu se pot, că chiar mărunței copii, una chiar trebuie să nască acum. Dar le-am dus în vizita acasă, la bolnavi, ca totuși să vadă ele că trebuie să ai răbdare și spus bolnavă, Dacă merg la un bolnav, i-am spus, nu stați mult, nu vorbiți mult, lăsați-l să se deschidă. O cântare, o rugăciune și de ajuns. Haideți că revenim aici, dar haideți să venim la perioada în care a fost bolnavă. Da. Că o luăm așa cronologic un pic. Da, da. Ca să înțeleagă frații. Uh, când deja mi-au stabilit diagnosticul, soțul m-a dus acasă, din Biserica Betel, patru păstori au venit și a făcut rugăciunea acasă, mi-a făcut ungerea cu unde de lemn, așa cum scrie în Iacob, și m-am dus înapoi la spital, dar am simțit că prind puțină viață, fiindcă aproape în fiecare zi am slăbit un kilogram. Perioada no, aia, Dar am simțit că, prind viață, și am poftă de mâncare. Uh, am intrat în sala de operație, un bun chirurg din Oradea. M-a pregătit acolo și m-a lăsat pe masă aproape jumătate de oră. Că am putut să mă rog, și înainte de a dormi. Am fredonat când are, mă încred în tine, Doamne. Probabil că medicul a fost lângă mine. Nu știu că eram. Așa, ca înainte de anestezie. m deschis, și a ieșit, m a închis înapoi, și a ieșit afară. Erau aparținătorii familiei, erau toți acolo și zice: De ce nu ați spus că voi sunteți pocăiți, V-ați rugat pentru mine? S-a întâmplat o minune. Dar eu, pe masa de operație, m-am rugat și am zis, Doamne, dacă ori spus că e și pe ficat, și pe pancreas, fă măcar cumva să se adună tot într-un loc, să o poată lua. Am simțit ca un vârteș, M-au operat, m-au deschis și au zis doar o mică cicatrice pe ficat. Slavă, Domnului. Așa că Dumnezeu a ascultat rugăciunea, m-a trecut pe acolo. De câți ani? De 30 de ani sunt a întâmplat. De 30 de ani și colegele de salon, totuși am avut o pace. Eram cu durere în suflet că nu aveam numai un copil căsătorit, doi necăsătoriți, mă gândeam la soțul meu, dar eram așa cu pace în suflet și mă întrebau, de ce ești tu așa? De ce ești tu așa? Zic că mă doare despărțirea de familie dacă tatăl meu va hotărâ așa, dar o accept, fie voia lui. Și de acolo intram în discuție, ba cu una, ba cu alta și după ce mi-am revenit am zis trebuie să mă întorc să le spun, că ele mă întrebau dacă știu un vrăjitor, dacă știu un preot, dacă știu nu știu ce. Eu le spuneam despre Domnul Isus, cel mai mare preot, sfânt, singur făcător de minuni. Și de acolo am intrat în discuții cu, și cu personalul și cu mulți bolnavi. Și după ce m-am revenit la grupul de surori, am zis surorilor, trebuie să slujim, e nevoie, e atâta lume în necunoștință. Noi ne facem partea noastră și biruințele le dă Domnul. Amen. Mergem în numele lui Isus și El aduce biruinți. Așa că am pornit timide, am zis la sora cu care am pornit eu prima dată să fim înțelepte, pe cei mai în să-i vedem ca părinții noștri, pe cei tineri ca și pe copiii noștri, fiindcă în secția de oncologie nu sunt numai persoane în vârstă, sunt tineri. Au fost de 17, 18, 25, 35 de ani. Zic să ne apropiem ca de copiii noștri. Haideți să vă întreb ceva. Nu n a vorbit Dumnezeu, nu va vorbi Dumnezeu cumva că toți așteaptă ca Dumnezeu să vorbească într-un mod deosebit și atunci încep să facă o lucrare. Uh, am simțit îndemnul și pe urma și soția păstorului a zis, ar fi bine tu să te întorci la oncologie printre cei bolnavi, să fie domnul vestit și împărăția lui să se lărgească, că domnul poate mântui, chiar dacă pără studii teologice, cu ascultare și cu smerenie. Și așa am pornit, am fost timide. Ne gândeam oare de unde bani, că nu puteai să mergi cu mâna goală și să stai într-o zi cu 40-50 de persoane și la fiecare să dai ceva. Adevărul e că în perioada asta am făcut atâtea sarmale că cred că niciun restaurant n-a făcut. <laughs> E puțin de glumă, dar cam, asta a cam fost... Câte, cam câte faceți așa de oficei. Bine, să duc acolo, nu, dar tot repetat că s-ar doreau și chiar dacă erau persoane de aci din oraș, duceam într-o găleată de plastic și când desfăcea, desfăceam de miros, Vreau indiferent de că era inginer, că era medic, că era primar, numai degustare, dar serveam pe toată lumea că bolnavul e bolnav. Duceam sarmale, cozonac, brânzoici, erau surori tinere o perioadă care ne făceau prăjituri, acum sunt foarte ocupate, acum totul a căzut pe mine, dar îi mulțumesc Domnului, îi mulțumesc că pot să fac și merg înainte. Așa ne-am apropiat de multe suflete, le-am spus despre salvarea sufletului, Dumnezeu poate face și minuni, dar minunia cea mai mare e să fii mântuit. Salvarea sufletului. Da, salvarea sufletului. Îi mulțumesc, Domnule, că am avut și din biserica tradițională Așa. persoane care chiar era acolo lângă preot. Își făcea slujba lui acolo Atât a fost demarcat, dar bineînțeles a durat zile în șir să-i spunem, să-i spun cuvântul Domnului, să-și dorească un nou testament și Domnul l-a călăuzit și a găsit el cine crede și se botează va fi mântuit. Uh, fiindcă nu era atât de căzut, când a plecat și a luat hainele de botez, M-o chemați și la botez. N-am reușit să merg, că a fost într-o localitate mai departe. Paci, pe, pe m-am fost la mulți și am însoțit. S-au dus cu hainele de botez. Acasă avea patru surori și el a spus: Am găsit, uite cine m-a vizitat, mi-a spus din cuvântul Domnului: cuvinte simple, dar cu lacrimi și cu toată dragostea chemați preotul să-mi facă botezul, o zis el. O venit preotul să-l viziteze, dar surorile lui ziceau, Florianos, ți-ai pierdut mintea, mă! Nu asta e religia noastră, că-l chema Florian. Ți-ai pierdut mintea. E ceea ce mi-a spus dânsul. O venit preotul, o stat de vorbă cu el și a spus într-adevăr, scrie scrie. Și atunci o zis surorilor, lăsați-l să facă ce-a hotărât. Am zis, a fost un om înțelept. Da, dar el era ceva din... Era preot. Lângă. Era lângă. Lânga. Lânga. Am înțeles. Lângă. Am înțeles. <laughs> Și a făcut botezul în Biserica Baptistă. Că acolo E numai Biserica Baptistă. Să știți că n-am chemat pe nimeni: veniți la Pentecostali. Veniți bine. la Hristos. Este o biserică evanghelică, baptistă, penticostală. Du-te cu vecinul care ții mai aproape, că te poate însoți, te poate ajuta, că ce să-i spui la un bolnav? Nu poți să-i spui. Am avut care tot așa, n-a fost biserică penticostală și l-am dus acasă de la spital în localitatea lui, era numai biserică baptistă. Ori venit și păstori de-ai noștri și păstori baptiști, că am avut botezuri în spital, la mine acasă, un pastor din biserică. A zis... Că ne dați detalii? Că eu vreau detalii astăzi. Zice. Da, mă arăt cu asta da, sau da, cu da. poze. Uh, încă un păstor a zis, sora Măreara, am avut mai multe botezuri în casa voastră decât în sectorul meu. Că ce era să faci cu ei, că în biserică nu rezistau aglomerație și nu rezistau. Și atunci am vorbit cu frații păstori, eu deschid ușa mea, casa mea, numai să fie un suflet salvat. Am fost în diferite biserici și maghiare și baptiste. Unde a trebuit, am fost, dar am avut botezuri și în spital. Cei care au fost grav, am avut... Mi-aduc aminte cu drag de o polițistă, doar 34 de ani. Am lucrat mult în jurul ei, că nu avea pe nimeni în familie, dar l-a acceptat pe Domnul Isus. Ne povestiți așa cu detalii, un pic? Uh, Mi-ar place să ne povestiți în detaliu cu câteva cazuri, că știu că sunt multe. Da, da, ia zic, da, zic, acum <laughs> ăsta nu vă <laughs> da, pare da, puțin... Da da, uh... da, 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 da. <laughs> uh, era aci polițistă în Oradea, 34 de ani, o femeie frumoasă, la criminalistică. Și noi ea mi-a povestit ce îndură acolo și am zis, nu știu dacă vei rezista să-L păstrezi pe Iisus în inimă când te pune să declar și să faci ce nu-i place Domnului. În fine, am pregătit-o pentru botez. Soțul ei, tot polițist. Și ea, eu vorbisem cu un păstor că nu, să urgentăm puțin, că ea începuse să slăbească. Și chiar am venit de la rugăciune, de la Betel seara și am plecat la spital cum am rămas cu ea înțeleasă și cu soțul și mama ei. Mama ei era lângă ea. Și ea a o scris la toate colegile polițiste. Nu mai țin minte data, dar în jurul orei 8 eu mor că eu îi spusesem ce înseamnă botezul. De îngropăm <gri> Moarte. în moartea lui Isus și înviem la o viață nouă în credință <gri> în Isus. Dar ele nu au înțeles colegile ei că vor întrebat pe urmă, a plecat la Domnul, Eu făcut botezul, a plecat la Domnul și soțul ei zice, Doamna Maria, eu nu mă opun deciziei soției mele, dar ce mormântare o a fi? Vă luați responsabilitatea mormântării? Atunci parcă m-a trecut un fior, fiindcă știam că o să fie atâta poliție la mormântare. M-am dus acasă, m-am pus cu fața la pământ și am zis, Doamne, asta e lucrarea Ta. Eu o încredințez în mâna Ta. Fă să fie vestit cuvântul, să audă și polițiștii și ceilalți, că este un mântuitor și salvare. Și salvarea prin pocăință, nu o religie, pocăință. O acceptat soțul, dar să nu mă faceți de rușine, eu am vorbit cu fratele Liviu Apolzan, care e păstorul nostru, un om echilibrat, și zice, da, ne implicăm, implicați-vă, zic că uitați, o să fie lume multă, o mobilizat și corul nostru, o mobilizat corul polițiștilor și s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu ca la o evangelizare mare. Dar seara, în prevechi, m-au înconjurat colegele ei. Că de ce au spus că ea moare? Le-am explicat și lor și le-am împărțit noi testamente. Slavă Domnului! A, a decurs lucrurile toate bine. A venit un verișor de ei din județul Salaj preot. Și familia mă nu cunoștea pe nimeni, mă cunoștea pe mine. O venit preot. Eu m-am dus la fratele păstor și am zis, frate, să meargă lucrarea bine. Cum credeți? Dați-i un timp. Că am mai avut experiență și cu preoți catolici, am mai avut și trebuie să ne respectăm. Eu așa zic, când ai frica lui Dumnezeu și vrei să fie o lucrare frumoasă, atunci ne respectăm. Dacă nu ne înțelegem, nu ne urâm, dar ne depărtăm puțin. M-am dus la preot și am spus, uh, uitați, am vorbit cu pastorul, vă dă cuvânt să vorbiți, că era verișor primar cu polițista. m a ținut de mână și a început să plângă. De ce? Nu pot să vorbesc, că am crescut împreună ca niște frați. Dar vă promit, doamnă, că la toate liturghiile care am să le fac, o să mă rog pentru ea. Eu i-am spus, Domnule, Domnul Iisus iartă pe pământ, în pământ nu mai iartă. Spuneți oamenilor adevărul. Atunci și cealaltă mână o pus peste mâna mea și am simțit puțin așa un cutremur. Emoții. O emoție și am zis Dumnezeu să vă binecuvinteze, să puteți spune oamenilor adevărul. Că eu i-am spus ei doar ce scrie în Biblie. Credeți în Biblie, da, că și noi o vestim. Vestiți-o așa cum e scrisă. Și așa m-am despărțit de el. Părinții ei, a polițistei, fiind atât de cercetați și îndurerați, mă da seama că avea 34 de ani, rămăsese așa un copil mic de ea, mi-au spus, și noi vrem să facem botezul. Și pentru cuvântul care l-am auzit, dar și felul cum a spurtat de grijă fiicei noastre. M-am silit să fiu alături de ea aproape zi de zi, Așa am făcut cu toți care erau pregătiți să accepte botezul, să primească mântuirea, și atunci am zis: Nu știu care va fi sfârșitul, să-i facem și puțin ucenici. Și m-am silit, și Domnul meu a dat harul și puterea, că de multe ori seara la 9 eram în spital. Dar cum, cum vă ocupați așa de ei în detaliu? Mergeți de fiecare dată, le duceți o mâncare sau mâncarea lor preferată? A, și cum? mâncarea lor preferată, că sunt, erau care nu puteau să mănânce decât anumite mâncăruri. Mi-aduc aminte de o doamnă ortodoxă, vreo trei săptămâni m-a dus supă de salată, i-am dus caia, au putut să mănânce. Și... Se apropia și ea de sfârșit și odată afară din spital. Avea trei fete. Și când a ajuns acasă, nu mi au spus nimic că l-acceptă pe Domnul Isus sau că vrea să se apropie. O mers acasă și acasă mi-a spus fetele că s-au rugat. Doamne, dacă Tu existi și mă iubești și pe mine, fă că noaptea asta să fiu dusă de urgență la, înapoi la spital. Așa s-a întâmplat. O chema fechele salvarea, m-a sunat pe mine, doamna Mărioara, mergeți la mame. M-am dus la mame, mamei plângând, vreau să fac botezul. Slavă, Domnului! Vreau să fac botezul. Am dus-o acasă, au venit fetele ei, frații păstori, și au efectuat botezul la noi acasă. În timpul botezului, una dintre fete o zis: Și eu vreau, dar mi-e frică de soțul. Zic, nu te grăbi. Trăiește să vadă soțul că tu l-ai primit pe Isus și e o schimbare, să vadă ceva. Dar soțul nu a văzut nici asta. Că am ținut legătura cu ea mult și tot la noi la Biserică a făcut botezul. Amânată de vreo două-trei ore fiindcă soțul o închis în casă să nu ajungă la botez. Aola. Avea ca naș, din localitate, un om cu funcții înalte care l-a influențat. Dar când Dumnezeu vrea să lucreze el lucrează cum știe el. Acea persoană s-a urcat într-un pom și a căzut. Și a ajuns în scaun cu rotile. Soțul s-a speriat. Scurt vă spun, soțul s-a speriat și o zis că, soție, sună pe doamna Maria când este botez și te duc. Și el a dus-o la noi la biserică și a făcut botezul. Dar nu e Duhul Domnului, nu zbiruințele lui. Slavă, Eu, tot așa, mă rugam, Doamne, niște cuvinte simple, dar să te vadă. Pe tine, în tot ceea ce spun și fac. Dăm răbdare, că nu-i așa de ușor să fii printre ei. Uh, bolile de cancer care nu se văd, sunt acceptabile să stai, dar sunt tumori Vizibile. în zona gâtului, feței, ochilor, unde când ieșam afară, Mergeam la geam să trag puțin aer. Eu vă cred. Știți a fost un bărbat care, aproape că maxilarul el a mâncat, dar a fost atât de veninos parcă e și blestema când e bine. Dar noi îl bine cuvântam. Noi intram în salon, el așa, până la un moment dat, când o văzut că se agravează, se agravează și nu mai poate vorbi. Atunci o zis, vreau să mă pocăiesc, să fac legământ cu Domnul. Cum o zis, o strigatare. Isus a biruit, satan a fost învins. De unde știu asta? Da, bine am moi, pregăteam din timp A, mai mult eu? când o sta de vorbă cu noi. Uh -huh. Mă dai zic că nu pot să vă povestesc <laughs> tot, 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 așa, bănun. <laughs> Și la botezul lui, așa uh, s-a agravat boala lui, că nu putea să cânte. Că... Și cânteam cu ei, ne rugam, cântam, decât bătea ritmul la cântare. Nu-i minunat Dumnezeu Slavă, când Domnule. își pune ochii pe un om. El știe cum să lucreze. S-a întâmplat să fie epidemie de gripă. Atunci nu lasă pe nimeni foarte greu ce i-am... Mă cunosc pe dumneavoastră. Eu, eu i-am respectat totdeauna, dar uh, și ei m-au respectat, că a fost medic care, când mă vedea cu bagajele, mai ales de când e singură, se tragea într-o parte și zice. Mă bucur, doamnă, că vă văd. Să știți că de multe ori terapia dumneavoastră face mai mult ca a noastră. Fiindcă rămâneau liniștiți, le spuneam că nu se moare de cancer, nu se moare de diabet, înainte de a te naște, ți numărate zilele. Suferința e o înștiințare. Ei ziceau, e o nenorocire. Nu, e o științare. Bunătatea Domnului te îndeamnă la pocăință. Dar suferința e o științare, scrie un iov. Și prin nenorocire te scapă de o mai mare nenorocire. Și când ne spuneam, dar care e cea mai mare nenorocire? Cancerul e cel mai mare? Nu. Când se va spune, pleacă că nu te cunosc. Asta va fi nenorocirea cea mai mare. De câte ori V-ați trezit din somn noaptea și ați plecat la spital? De câte ori m-am trezit din somn? O, de câte ori am auzit vocea Duhului? De câte ori am auzit vocea Duhului? Am avut o tânără din Moldova de dincolo, fiindcă ați zis de vocea asta, mă sculam să mă rog, mă sculam să mă rog și am obiceiul ăsta și acum. Îi mulțumesc Domnului. Am Bravă, timpul domnule. de părtășie și de citirea Bibliei și pe urmă celelalte. Și am un spor la lucru cât femei tinere. Da. Îi mulțumesc Domnului. Acum trebuie să facem o paranteză aici. Ce anul ăsta a cât oară e? Suntem în noi filmăm pe data de 12 martie, da? Da. De câte ori ați citit Biblia anul ăsta? Am terminat-o ianuarie și februarie. Am terminat-o și acum ești la deutronom. Și anul trecut? Anul trecut am citit-o de cinci ori. Dar știți ce? Uh, Care-ți doritor și-așteaptă un cuvânt? Eu zic, Doamne, aici scrie el ca eu să nu răsfoiesc Biblia îi pun pe ei să o să găsească și le spun un pasaj din Biblie. Și atunci rămân... Încă țineți minte la... Țin, îi mulțumesc, domnului. Dacă vă spun că încă recit și poezii, ce să vă mai spun? S-a întâmplat că, desigur, dacă am cunoscut familia, și dacă s-au convertit și dacă nu, am fost alături de familie și s-a întâmplat să am două mormântări în aceea zi cu o pauză de o oră. E și normal că nu mai ajungeam acasă, dar de respect pentru familie, fiindcă nu se știe niciodată când ai un cuvânt în momentele grele și ala mișcă puțin uh, mintea și sufletul. Stăteam în cimitir, ce să fac o oră? Zic, doamne, orașul liniște, Învățam o poezie, Și mă uitați așa, conjutorul Domnului a mers înainte. Și aia am vrut să vă spun despre tânăra asta din Moldova de dincolo. O venit aici să fac la facultatea baptistă. Era singură la părinți. Și s-a îmbolnăvit rău de cancer. Într-o familie de credincioși? Da, erau baptiști din uh -huh. Biserica Baptistă. Așa s a atașat de mine și eu de ea ca și cum ar fi fost fica mea. Aproape zilnic, zilnic m-am dus la ea. Cum o chema? Tania. Tania. Și într-o dimineață, o fost când a fost o iarnă grea, într-o dimineață, dimineață, o voce și o lumină în camera mea, scoală că Tania vrea suc de mere. Am zis, mă, ieri am fost la Tania, e așa de slăbită, venise mama ei din Moldova de dincolo, dar probabil dintr-un raion mai sărăcuț că nu știu nici ce-i nici, nu, no, că oamenii de la țară. Și am adormit, era ora 5 dimineața, n-a trecut mult, scoală că Tania vrea suc de mere. Am zis la soțul, mă scol, mă duc, dar e noapte, e zăpadă, nu contează, mă duc. Am luat tramvaiul, am urcat pe centru în sus, să ajung la spital, dintr-un magazin în altul, să găsesc suc de mere, abia la ultimul. Am zis, Doamne, dacă ești dorește, trebuie să găsesc. Merg prin credință. Dacă m-am sculat la ora asta, pe vremea asta, o zăpadă mare, trebuie să găsesc. La ultimul magazin, să nu fiu dezamăgită, nu m-a lăsat, am găsit suc de mere. La șapte și jumătate am intrat în secție și asistentele, ce s-a întâmplat? De ce e așa dimineața? Dar zic, mă duc până la Tania. Se duce, se duce în drumul ei. Abia vorbea, m-am apropiat de ea, mama ei era lângă ea, plângea și m-am apropiat și am zis, Tania, am venit să te văd, spunem ce ți-ai dori să-ți recorești puțin buzele, că erau înferbântate, uscate. Mă trage înspre ea să n-audă mama sa să o supere. Suc de mere, cu o voce stinsă. I-am povestit la mama sa, ne-am rugat. Și a plecat. Nu a plecat, că o dus acasă. În chirie, unde stătea și m-a sunat mama sa sora Măreoara. Tania va pleca acasă, dar și eu îmi doresc și ea să ajungem în Moldova de dincolo. Bani nu. E prima dată, fraților, când am zis am nevoie de bani pentru lucrare. Că a fost așa dintr-o dată. După câți ani? Eu cred că a fost vreo 12-13 ani. Că a purtat domnul. Nu ne-am plâns, nici acum nu mă plâng de bani, nu cer de la nimeni, primesc de la ortodox, și găsesc bani în poștă, de la parsinători care nu-i cunosc, nu știu cine e, și în piață. Fraților, în piață nu cunosc persoană și mă oprește. Am o me sinceră să fiu, mi -e și teamă, măi, că sunt atâția... dă știți cum sunt. Zic, doamnă, eu vă știu ce faceți dumneavoastră. Am dat acolo, am dat acolo. Banii așezi pentru lucrare. Mai mergeți? Cu ajutorul domnului mai merg. Dar în piață, cei care vând, mă cunosc aproape toți, că le-am dat noi noi testamente, vorbind, luând un spanac, că domnul a binecuvântat grădina, dacă nu o binecuvânta. Și eu așa, intru în discuție din... Um, și a dus-o pe Tania. Cum am sunat un frate tot din biserică, de la noi, l-am sunat, da, mărioara, și voi și noi, hai facem. O venim mi-a dus banii, i-am dus și-o băgat mașină, o dus-o, numai bine a ajuns și a plecat la Domnul. Dar fraților, i-am arătat, le-am și rupt pozele alea să nu le văd. Mi-a trimis părinții poză, cum surorile de acolo n-au avut bani de sicriu. ce un tâmplar a făcut o ladă și surorile noastre căptușa, ca să arate puțin. Vă spun, am rupt-o. Am arătat-o cât am arătat-o la suror și am rupt-o. Și am zis, Doamne, ce bine cuvântat suntem noi aici. Ce bine binecuvântați suntem noi aici. Acum nu știu cum s-au schimbat acolo, că pe urmă n-am mai ținut legătura cu ei. Și așa, uitați ce evenimente și... Uh, Lucrări face Domnul, numai El. Dacă te pui acolo unde El te vrea, scoate lucruri frumoase. Exact ca Maria, fă un lucru frumos pentru Isus. Ea a făcut un lucru frumos. Alții te bază râd, dar am zis să zic că cine ce vrea, că și împotriva lui Maria, când l a uns, iuda o zi. Dar de ce trebuie făcut așa? Poate și eu am auzit multe, dar chiar ea, chiar ea, m-am pus la dispoziția Domnului. Îl iubesc pe el și dacă îl iubesc pe el, vreau să ascult și să împlinesc cât îmi va da el putere și cât mă va ținea. Și știu un singur lucru, zice că Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Când mă întreabă multe, nu te dor picioarele? Nu mă doare. Nu mă doare. În pandemie, fraților, am lăsat de la una la alta, dacă Noi nu le-am le scris. În pandemie nu am stat. Când a început pandemia, dar eu închis în casă, am zis Doamne, la spital nu mai pot să merg, dar nu pot să stau. Ce să fac? Știți ce m-a îndemnat domnul să fac? Măști! am confecționat măști, că atunci nu erau zicea, legați-vă cu un fular, cu un batig am făcut măști și m-am dus în fața magazinelor și am dat la cine nu a avut măști și la poliție, și la cine nu a avut măști că nu erau atunci dar eu avuse modelul că la oncologie, la cei care erau la izolator acolo noi trebuia să iau o mască și echipament după aia au apărut măștile, s-au umplut farmaciile cu măști. Am auzit că acolo e o familie în carantină, acolo e alta în carantină, unde au fost mamele bolnave, am făcut mâncare. Sarmale, ciorbă, orez, unde sunt mamele? Unde erau tații, dar n-aveau voie să iasă afară, ducem alimente. N-am crezut vreodată că voi ajunge împreună cu soțul meu, care e soțul meu însoțit mult, să cântăm, să ne rugăm la geam, la ușe, la gard și bolnavul dincolo, cei carantinați, cu lacrim noi dincoace. Dar am zis, cerul și pământul ia Domnului. Slavă, Domnului. Și aici, cu înțelepciune. S-a întâmplat când eu recunosc că nu mai tot vase noi în casă. Le mai leșiem noi, le mai ferbem, dar tot nu noi. Trei erau într-un cartier, două în altul, două în altul, zic la soțul. Ce mă fac? Doamne, domnul meu, nu mai am vase că ziceau surorile pune în casorelă, dar ce să pui în casorelă la o familie de șapte persoane de nouă persoane, de cinci ce casorele să pui am zis, doamne știi că nu mai am vase eu vreau să fac ca pentru tine nu pot să trimit în vasele mele care-s bătrânii ca mine fraților numai eu și domnul și soțul știu lucrul ăsta de la un frate din biserică, s-a dus la băiatul meu la magazin cu doi saci de vase, că a schimbat după gaz pe curent și a zis, du vasele la mama ta. M-am plecat domnule. pe genunchi și am zis, Doamne, ce mare ești! Dacă tu știi de un fir de păr că cade, ai știut când trebuie vase. Și iar o să cheltuiești atâta numai să... Că le recuperam eu după trei o săptămâni, o lună, când își reveneau, le recuperam. Dar îmi trebuia atunci și nu erau. Așa că îi mulțumesc, Domnului, pentru toate. Cam la câte familii mergeți așa? Sau mergeți pe zi? Pe zi mi-am programat să mă duc la două familii. Dar... Asta în, pandemie? Asta în pandemie? În pandemie, okay. da. Dar și acum, și acum, am uh -huh. zis așa, dar nu știu, parcă acum sunt mult mai solicitată. Nu numai la oncologie, și la celelalte spitale de aparținători care nici nu spăcăți du-te până la mama mea, du-te până la tatăl meu, dacă cumva. Că toți, cam toți sunt conștienți că cum îți sfârșești lucrarea, dar nu fac pasul. Am zi când ajung la trei spitale. Trei spitale, cam câți bolnavi? Uh, nu, când mă duc așa, mă duc la o persoană două. Ah, nu pot okay. să iei toată secția, că nu spune. se poate. Uh, secția iau numai la oncologie. Dar la astea, la spitalele celelalte, doar unde sunt chemată sau unde persoane. sunt trimisă. Da. Astăzi, de exemplu, am primit uh, un număr de telefon de la o soră să caut altă soră tânără, i-a murit soțul și la leucemie. Și am sunat-o astăzi, că am zis, uh, mă duc mâine și ce ar dori să-i gătesc și cum mănâncă, calții cu sare, fără sare, altă prăjit, Știți și o zis, sora, nu o cunosc. O zis, vai, sora, nu mi-aduceți nimic, nu vă cunosc, dar tare îmi doresc apă. Apă? Apă. Astăzi am avut o mormântare, zic la soțul, după apă, și la spital, că totuși găsesc eu acolo o persoană, să nu deranjez, care să-i ducă apa. Numai bine am ajuns acasă și o sora mi-a trimis apă. Zic, cred că nici nu puteam să dorm, că știu ce înseamnă setea și să nu ai apă. Acum, cu ajutorul Domnului, mâine mă duc la ea, dar nici nu o cunosc. Nu o cunosc. O experiență frumoasă, care a mărturisit-o și în biserica noastră, am avut-o cu advocatul care a apărat biserica noastră când a fost uh, uh, propus să se demoleze biserica Betel. Uh -huh. Că s-a făcut cum s-a făcut, s-au mărit zidurile, nu știu cum, și Advocatul ăsta mi-aduc aminte că eram acolo noi mulți credincioși pe coridorul tribunalului alături de păstorii bisericii și atunci sigur că nu l-am știut cine e el advocatul. De când ne spusese păstorii că advocatul ăsta a zis biserica e făcută din pietre vii, nu din pietre moarte. Asta știam de la păstori. S-a întâmplat să-l găsesc la oncologie. Aole. Când am intrat, i-am spus de unde sunt, cine sunt, eram singură, că colega mea se îmbolnăvise. Că așa e. Când, când vrei să slujești, vine vrășmașul cu săgețile. Dar domnul să-l mustre și să le întoarcă în adânc eu tot așa zic și merg înainte Amin. cât a am hotărât Domnul cât a hotărât Domnul, merg înainte i-am spus la advocat cine sunt, am făcut mărturisirea asta în biserică și zice, Doamnă m-am rugat aici pe pat dar îi curgea lacrimele am apărat o biserică așa de mare n-ai pe nimeni în biserica Betel să mă viziteze? Am stat aproape o oră cu el, nu m-a lăsat de mână și l-a primit pe Domnul. Slavă Domnule, Ați văzut. Deci, Dumnezeu face lucruri frumoase. Da. Numai Dumnezeu. să fim acolo unde El ne vrea. Mai vreau să nu mai povestiți, dar vreau să vă întreb un lucru. Da. Câți oameni au fost botezați în spital? Uh, După lucrarea asta. Uh, N-am ținut cont în spital sau acasă sau în alte biserici, dar am ținut o evidență. Până prin 2016 au fost în jur de 400. După aia n-am mai ținut evidența. Știți de ce? Auzisem o predică. O, oh, ce duh de mândrie la cine spune că la predica mea atâția oameni s-au predat și au ridicat mâna. Parcă mi-a spus o mie. Și am zis, Doamne, ține Tu evidența, eu nu mai scriu, nu mai țin nimic. Până atunci totul scriam. Luna asta 11, luna asta 23, luna asta... Cât au fost cei mai mulți într-o lună care l-au primit pe uh... Domnul Iisus? a fost mai mulți de 20 într-o lună. Oh, era. Slavă, nu, era și lună când era mai, da. mai secetos, dar tot a mers înainte. Uh, am văzut și minuni. Vreți să le ascultăm. Acum puțin e mai strict o leacă. Nu știu, probabil uh, influențele astea negative, dar atunci puteam să-i adun pe toți într-un salon uh -huh. Care voiau și de ai noștri și tineri și bătrâni Și mergeam cu un păstor L-am chemat și pe Gabi Floru Sau chemam tineri, unde erau tineri Și îi adunam într-un salon Nu era nicio problemă Dar acum s-au schimbat puțin lucrurile Nu vă mai las și la rugăciunea de acolo, adunați, o doamnă ortodoxă a fost vindecată. Slavă Domnului! De cancer? De cancer. Și s-a întors la Domnul și ia și soțul. Oricum, Asta e imunia cea a rămas mai ortodoxă, mare. ortodoxă, că e drept-credincioasă. Da, drept-credincioasă. <laughs> nu, da, a făcut botezul. Slavă, și ea și soțul, Domnului. a făcut botezul și a fost vindecată. Avem un Dumnezeu mare. Da, Dumnezeu lucrează cum știe El, după planul Lui, dar cel mai important e să vezi oamenii salvați. Pentru mine e așa o bucurie că parcă zburam ziceam și în tramvai, Doamne, parcă veneam cântând, Doamne, să nu mă vadă cineva cunoscut și să creadă că m-am... Dar de bucurie! Cum să nu te bucuri? Cum să nu? Anul ăsta am avut o experiență atât de frumoasă. La oncologie acum s-a făcut o secție paliativă, ăștia sunt terminali. Și totdeauna când mergeam de acasă zic, nu mă duc acolo că nu se prea poate comunica cu ei. că în comă, semicomă. Când eram în fața spitalului, urcăte la paliativi, la cei terminali. Acolo am găsit o asistentă medicală, vreo 71 de ani. Era bolnavă, nu era asistentă? Bolnavă, anul. bolnavă, A? bolnavă. Na, am intrat în discuție cu ea, am văzut că se deschide, că dorește să audă, mai ales că vine dintr-o comună unde sunt mulți păcăieți, din Diosig. Și n-avea copii, o îngrijeau o nepoată. Soțul îi murise, dar nepoata... M-am pus așa deoparte din privire. Și atunci eu am zis: dă-mi înțelepciune să nu arunc mărgăritarele porcilor, să fiu înțeleaptă, să nu întărât Că bolnava îmi făcea semnul ăsta când vinea nepoata. Să tac. Uh -huh. Nici să ne rugăm, nici să cântăm, nici să vorbim, dar nu credeți că cântat. Așa. Perdonată, okay. o strofă care merge la inimă. Și într-o zi m-am dus la ea, am văzut-o foarte slăbită, nu veni să ne pata, dar ea era pregătită. Și chiar i-am spus când te pregătești, de, ești hotărâtă să faci pasul, nu botezul te mântuiește, decât ai ascultat să împlinești să-mi spui și o să chem chiar un păstor din comuna din care ești. Ea zice, nu, no, bine, bine. Mă duc într-o zi la ea, nu vine nepoata foarte slăbită, foarte slăbită, abia vorbit. Mă rog, fredonez o cântare, ridică mâinile, cur lacrimile, fă ceva. Cheamă rapid un păstor, era aproape terminată ora de vizită. Eu respect programul, nu, nu dau buzna și ele mă respectă și eu, Doamne, ce să fac? Telefonam. Atunci mi-a părut rău că n-am telefon. <laughs> <laughs> până ajung eu acasă să iau numărul de telefon, că tot găseam un telefon acolo, dar nu aveam nici carnețelul cu numărul de telefon a păstorului care îi spusese eu din comuna ei că da. Până ajung, trece timpul, domnul meu, ce mă fac? E un strigă de disperare. Cred că nu o să dor la noapte, fă ceva. Am ieșit afară în fața spitalului și m-am întors cu fața la perete și am zis, doamne, e un strigă de disperare. Dacă tu crezi că Vrei să salvezi sufletul ăsta? Fă să găsesc urgent un păstor. Iarăși am auzit vocea Domnului, du-te în piață. În piață. În piață am găsit un păstor de la o altă biserică. Nu prea comunicam, că nu aveam nimic. I-am povestit ce s-a întâmplat și am zis, frate, ce vă la Duhul Domnului? Dar eu nu pot să plec liniștit acasă, că lucrasem în dreptul ei zice el, da, vin. M-am bucurat și am mulțumit Domnului. Asta a fost amul în ianuarie. Blau, domnule. Încă un inginer care l-a primit pe Domnul, dar nu se putea despărți de obiceiurile ortodoxe nu se putea despărți. Și zice, da, da, doamna Mărioara, ce să fac? Zic, să nu faceți alte păcate decât că vă faceți cruce și mie în mâna și în genunche, Zic, nu se face. Eu sunt o lucrătoare slabă, o mănușe în mâna Domnului. În fața lui să ne plecăm. Ridicați-vă, ridicați-vă. Dar îi mulțumesc Domnului. Cu toată inima lui să a predat Domnului. Că chiar am spus la fratele păstor, frate păstor, iar mă duc într-o biserică. E altceva când te duci și stai pe bancă sau vor o mărturisire. În bisericile baptiste, totdeauna trebuia să depun mărturie, cum l-am găsit, cum au făcut botezul la mie și apoi ei au ale lor regulamente. Na. Da dar m-am supus. Dar nu v-am spus de părinții polițiștii, a doamnei polițistă. Care a murit. Care a murit. Spuneți. Nu a trecut mult timp până m-a sunat mama sa. Te rog să vii că și eu și cealaltă fică ne-am hotărât să facem boteză. Am făcut o mică mărturisire. Tatăl nu se hotărâse, puțin mai rezervat așa. Mai, mai, ca reținut, bărbații. mai reținut puțin, dar domnul lucrează cum știe el. Ajunge în spital. Mă sună mama, soția lui, uh, uite, e în spital. Spune unde e că mă dus să-l caut. M-am dus cu soțul meu, că așa e bine, când e bărbat de femei mă apropiu, dar unde sunt bărbați și unde e acces, așa e bine. Așa văd eu regula biblică. M-am dus cu soțul meu, nu multe vorbeam, vorbi cu el. O veni să ne conducă, zice câtă soțul meu. Ce să mă fac când tremură genunchi? Îmi tremură genunchi. Când vorbește doamna Mărioara, mie îmi tremură genunchi. Zic, nu vă tremură de mine, că doar sunt un om neînsemnat. Știți ce e asta? Fiorul Duhului Sfânt. Acceptați-l. M-a sunat că face botezul. Și a făcut botezul. Și uitați așa, familie întregi de la 1, familia întreagă. Am avut o mamică poate că o să vedeți poza, 28 de ani, doi copii mici. Vreau să punem câteva poze de pe stic. A plecat așa de frumos la domnul și s-a hotărât și soțul să facă botezul din spital am dus-o și am în doi ori făcut botezul la mine acasă și pe urmă zilnic am fost la ea. Am implicat și alte surori, așa de frumos o plecat, s a ridicat pe marginea patului, o binecuvântat soțul și o spus să duci copiii la biserică. Mie mi-a mulțumit ce am făcut pentru ea, dar zice eu trebuie să plec aici, văd numai ființe albe care mă înconjoară. Am pus-o pe perina și a plecat. Foarte frumos. Oare la câte momente de astea ați participat? Când, fiind oameni în fază terminală? Uh, am fost. Am fost. Uh... La mulți, și la care erau în comă, de l -o primit pe Domnul, orice uh, îi atingea familia, nu reacționa deloc. Așa doar le puneam mâna mea pe mâna lor și le pronunțam numele Pleci la Isus. Din comă. Coma. Pleci la Isus, o ridicare de mână. Și am plecat mulțumitoare și am zis, Doamne, tainele ascunse sunt ale Tale, dar prin semnele care mi le dai, îmi dai putere să merg înainte, împotriva tuturor săgeților. Am avut care pregătiți pentru botez să viu mâine cu păstorul, că face botezul, și au venit aparținători și ne-au scos afară. Să nu, vă, să nu vă spun ce cuvinte, avem religia noastră, avem, așa, avem, 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 avem. Da cu voce tare, parcă cădea spitalul pe mine. Dar până la urmă, tot o insista să facă botezul. Da? Și l-a făcut. Sotul a stat afară și ne-a dat voie, că ne-am rugat rugăciunea. Are putere. Doamne, Tu poți. Fie voia Ta, dar -l salvează. Îi mulțumesc, Domnule, pentru toate biruințele sa lui. Slavă, Domnule! Îmi pare rău că nu am scris atâtea experiențe frumoase, dar... Pe poate le scrie pe cele care vi le amintiți. Timpul. Timpul mi era uh, foarte planificat. Pe trebuie să le spunem la oameni că nu aveți telefon tot pentru asta că vă mânca timpul. Da, eu l-am văzut un hoț de timp. Nu, nu pentru altceva, că uh, cei care îi vedeam că sunt interesați de calea lui Isus, le-am spus sunați-mă oricând, și noaptea, dimineața, seara, că telefonul oricând. De acasă. Dar erau care mă sunau, o, o veni soacră mea la mine, mai bine nu venea. O veni soțul și mi-a spus că atâția banii au străcat Și mă ținea cam o jumătate de oră Dacă căpătam două, trei telefonii de-astea pe zi Timpul meu s-a dus Nu mai era Da, a fost greu Că e bun, e bun Dar acum evenimentul ăsta cu asistent Mi-a părut rău că n-am telefon Dar domnul l-a rezolvat Și mi-a părut rău că nu știu engleză eu am învățat doar rusă, ca așa era pe vremea mea. Uh, am întâlnit un tânăr din Nepal, Luc lucra aici și noi el văzând că vizitez, vizitez și el bolnav, când intra în salon, în salon, el se ridica și lua poziția aia alora a musulmanilor, da. Da. A, eu zic, Doamne, ce să fac? Să mă duc să-l îmbrățișez. Abia aștepta să-l îmbrățișez și să-i dau ceva. Am zis, Doamne, departe de casă, departe de părinți, de frați, cum să... Că fi musulman ce-o fi și nu ne înțelegem, e chipul tău. Lucrează cum îi știi la inima lui. Dar nu ne-am înțeles că nu știu de românește, eu engleză. De cât i-am arătat dragostea și i-am făcut semn, rugăciune și sus. Izbăvire. Soră Maria, de la ce vârstă ați început? Că nu ne a spus. A spus că ați fost e, bolnavă de cancer da, și după... Da, după ce mi-am revenit puțin, că la am câți ani 28 de ani de slujire. 28 acum. Acum am 28 de ani de slujire, dar după ce mi-am revenit, în urmă cu 29-30 de ani, puțin mi-am revenit, gata, am săltat, am plecat. E de la 50? Mai, mai devreme. Mai devreme. Dați, acum am 73. Doamne, uităm matematica. Te aducem aminti, de amintirile frumoase. Mm. <laughs> mă face să râd. Și dați vrea să mă văd pe acolo să râd de copiii mei de mine. Ba da, trebuie să zâmbiți. Bine, că... nu le selecționați nimic? Nu, soare. Wow. Punem tot ce ați făcut aici. Toate. Și încă știu că sunt mai multe, dar mai vreau câteva lucruri să, să, să discutăm. Știți ce? Da. Ce sfaturi le dați la oamenii care astăzi stau în adunări și zic că nu au nicio lucrare? Mi-ar place să mergem puțin în direcția asta. Sunt și tineri, dar sunt și oameni în vârstă care zic în vârstă. Mă refer de la oameni de la 40-50. Știți ce sfaturi le-aș da? Dacă îl iubesc pe Isus. Atunci e dragostea lui Dumnezeu care nu te lasă să n-ai acțiune. Nu te lasă. Fraților, nu te lasă. Eu am început în secția asta grea după ce Domnul m-a trecut prin școală. Dar când erau copiii mei la școală, au avut un coleg care a murit, mama. Și eu am zis copiilor mei, aduceți-l, aduceți-l în familia noastră, că îl îngrijise mai mult bunica, tatăl să recăsătorise, aduceți-l, făcea lecțiile cu ai mei, îi tăiam unghiile, l-am dus la grupa de copii cu copiii mei, în clasa 8 -a, o zburat, s-o dus fiecare la, în direcția lui. El mi-a spus, m-am lovit de toate gardurile, de toate necazurile și mi-am adus aminte de dumneavoastră. Astăzi e membru la noi la Biserică. La vă, Domnule. Mai am un băiat, tânăr, o să-l vedeți în poză, l-am întâlnit la spital, orfan și de tată și de mamă din statul mare. Dar a fost un copil mic. Un copil care m-a ascultat, mi-a povestit viața lui, tot prin ce-o trecut. L-am luat mai aproape, l-am dus la biserică, i-am purtat de grijă cât am putut. O încheiat legământ cu domnul în apa domnul l binecuvântat cu o fată. Simplă, dar harnică și cu minte. Ei sunt primii care mă felicită de ziua mea. Deci, se poate lucra. Zicând cele care au copii, sunt cazuri care au nevoie de ajutor, să fie sensibile. Sau la vecini. Eu am cheie de la o vecină bătrână, are copii, dar în fiecare zi intru cu cheia să văd dacă mai. Suflă sau nu Copiii mă sună pe mine Când nu răspunde la telefon Zic nu vă îngrijorați Că eu mă duc în fiecare zi Îi duc mâncare Am alta Care îi dau pe geam Mâncare Se poate Sunt în jurul nostru oameni Care au nevoie Dacă Cum a zis Orbu Vreau să văd. Dacă, am, dacă avem vederea, atunci vedem și nevoile. Și prin gesturi mici, Dumnezeu lucrează și mântuiește după planul Lui. Ăsta e lucru De cel așa mai așa. important, să fie un suflet salvat. Că probleme sunt destule. Mai ales să mă cu veștile Eu tot le spun și la fetele astea tinere. Sau și la mai în vârstă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să înțelegem vremurile. Așa e. Lumea se înarmează, se pregătește de război, dar noi știm că cerul se pregătește de nuntă. Avem ulei. Sau nu avem? Ajute, și dacă avem ulei, ne pasă de un frate singur, de o soră singură, de o tânără bolnavă. Așa este. Și Dumnezeu să ne ajute. Și întorcându-ne la cuvânt, nu trebuie să ne spună nimeni ce avem de făcut. când e îndeamnă. E îndeamnă. Oh, Bucurați-vă în zice Romain 12 cu 12. Bucurați-vă, nedește. Fiți răbdători, Bine necas, cal. stăruiți în rugăciune și Domnul să vă ajute, și pe voi, și pe noi, și așa, pe noi, pe toți. Să ne ajute, Domnul. <laughs> Sora Maria, mulțumim mult pentru. V-ați deschis inima, sunt sigur că erau nu zeci, sute de cazuri. Ne mulțumim Domnului că ne face onoarea să lucrăm pentru El, nu? Da. Da, și să lucrăm până e zi, că nu știm când vine noaptea. Știți cum zic eu la surorile tinere, am avut o doamnă catolică. Nu prea înțelegeam bine, că nu știa românește bine, vorbea mai bine maghiară. Și am ajuns până acolo că vrea să încheie legământ cu Domnul și să facă botezul. O să o vedeți într-o poză și pe ea. Și eu am zis, uh, draga mea, și uita cum o cheamă, uh, căutăm un păstor maghiar ca să poți să comunici. Uh, știți ce -o zis? Nu, eu îl vreau pe Isus al tău. Am mers, mers cu un păstor la ea acasă, soțul și fica, catolici dar au fost de acord, nu s-au împotrivit. Soțul mă tă suna și îmi spună starea ei, că nu puteam eu să fiu în fiecare zi, am o să sar ca pasărea. Dar mă suna soțul și odată îmi spune, doamna Maria, cred că pleacă, nu mai vorbește. I-am zis, spuneți-i telefonul la ureche. Eu pus telefonul la ureche și la spital eu fredonam cântarea Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu Și i-am fredonat la telefon când am terminat Inima s-a oprit și a rămas cu zâmbetul pe buze Când a fost prevechiul Na, și atunci fratele Păstor a acceptat și a venit și preotul catolic, dar el nu a ținut puțin și ai noștri. Îi mulțumesc domnului că și coreștii au fost alături de mine, m-au sprijinit în lucrările astea, așa mai, mai, mai amlat, da? Și în prevechi, zice soțul, veniți, doamna Mărioara să vedeți că soția mea zâmbește și am chemat alte surori din grup, că aici e, a fost forța, grupul de surori cu toate problemele, mergeam la ele, surorilor, încă un caz, încă un caz, așa o cheamă, așa o cheamă. Spuneți domnului cazul ăsta să rezolve după voia lui, nu cum vrem noi, după voia lui. Și într-adevăr zâmbea. Acum la cele tinere pe care le-am luat, de am zis surorilor, voi sunteți mai tinere. Eu mă rog domnului să-mi țină puterea câte zile voi avea și cu soțul meu, mă rog, împreună, e o binecuvântare. Așa binecuvânta Moise pe Așer, să țină zilele tale, să țină puterea ta că zilele tale. Și când voi pleca de aici, voi pleca zâmbind. Voi sunteți mai tinere, o să vedeți că eu plec zâmbind, că știu unde plec. Slavă Domnului! Îi mulțumesc Domnului pentru atâtea evenimente frumoase uh, au fost... Uh, când am plecat și plângând, un bărbat cu picioarele tăiate amândouă, pregătit pentru botez, fiul său, un mare om, uh -huh. undeva mare, mare, nu i-a păsat că tatălui plânge și vrea să facă. Botezul. Mi-a deschis ușa și-a zis, avem religia noastră. Da, am, plecat, da. am plecat de multe ori, zic, Doamne, ce bine e să, să te întorci la Domnul până nu depinzi de alții. Dar tainele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Aș vrea pe cei la care s-au împotrivit familia să-i întâlnesc în cer. Să-i mântuiască Domnul. A fost o fată tânără de la pompieri abia mă aștepta să mă duc. Dar mama ei, lucrând undeva sus, nu a acceptat. Când a fost mai slăbită, mama sa era acolo, să nu o deranjați că se simte rău. Să nu o deranjați că se simte rău. Am respectat. A plecat în veșnicii, dar acolo noptieră, a scris un bilet de ea. Să nu mă plângeți că eu știu unde am plecat. Că mama sa am spusese mie că zice am stat lângă ea și-o ridicam mâinile și s-o rugat. Dar s-o rugat și ce n-am înțeles. Și uite ce bilet am găsit. O căzut mama sa. O plecat capul și am zis, doamnă, nu trebuia să vă împotriviți. Mi-e teamă că v-ați luptat cu Dumnezeu. De ce n-ați acceptat alegerea ei? Pocăința e o poruncă. Vă deschid Biblia și vă arat. E o poruncă. Acum poruncește Dumnezeu tuturor oamenilor să se pocăiască. Cine vrea ascultă, cine vrea nu ascultă desigur că m-am dus la mormântare și acolo, cum fac ei numele alea, după medici, după soțul ei, medici, au o pus-o pe doamna țicărată. Dar ce folos? Da, dar ea a plecat mântuită. O să-i da zic că de multe ori zic, domnul meu, aș vrea să-i întâlnesc pe cei care s-au împotrivit familia că e îngropat cu alții, că am avut și așa, deși au fost o familia acolo martură la botez în spital sau la mine, dar nu a acceptat. Zic, și ce ați făcut numai? Pe mine mă doare că s-a pierdut o evangelizare. Atât. Că la mormântare se duc... Tot ce se întâmplă e pentru cei vii, nu da, pentru cei care da. Așa că am avut multe evenimente frumoase. Și mai puțin frumoase, Și mai cubirințe. puțin frumoase, și ocări. Și nu la adresa mea, la adresa noastră a păcăiților. Nu la adresa mea, dar eu am luat-o că eu eram acolo. Ce să facem? <laughs> și Domnul Isus a fost persecutat. Da, da. Și scuipat și băjocoriți, și... Uh, am suferit la, în primii ani, am suferit de băzjocurile astea, că aproape plângeam. Dar acum, dacă nu, nu sunt împotriviri, zic, Doamne, n-am fost pe placul tău, n-am fost eficace, dar nu mă... Numai acum lumea parcă s-a mai resemnat puțin. Nu știu, s-a închis așa. Nu mai e Comunicativă, cum era în anii trecuți, nu știu, pandemia asta, veștile rele de peste tot, dar. sau tehnica modernă. Am avut din Constanța un inginer tânăr care. Nu, no, în Constanța știam că nu s-a atâția am spus că totdeauna ne prezentăm, mă prezint la știe care sunt noi veniți și zice, Doamnă, dar cum mai credeți așa ceva? Că tehnica toate le face acum. Toate le face tehnica. Nu e Eu aburială. Eu aburială. Zic, ce face tehnica, Domnul? Uitați-vă la firul de iarbă de jos. Dacă pune tehnica și dumneavoastră mâna pe el, îl rupeți. Dar Dumnezeu îl crește frumos. Oh, o, oh, să nu mai spuneți de povești de a dormi copii. Și nu știu, după multe discuții, dar așa l-am simțit aproape. Și când am plecat, am zis, cred că am fost cu lacrimi în și am zis, mă doare, dar sunteți într-un mare pericol. Când m-am dus, l-am regăsit, zis doamna, toată noaptea n-am dormit, de ce sunt în pericol? dați mi un nou testament. <laughs> da, fraților, ce La să vă mai spun, dacă scriam, poate că mai da, niște evenimente care... V-au marcat, nu? Da, și acolo întâlnești și preoți care și eu i-am respectat și ei m-au respectat, că nu, fiecare se duce la enoriașul lui, i-am respectat, dar am întâlnit unul, dacă nu mă trăgeam, mă tuna, deși când a venit eu m-am retras, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar voi păcăiți, le dați mașini, le dați case, le dați, da, eu umblați așa. Ca și cum la noi e o sursă, noi avem fabrici da. de mașini. Eu atât am zis, domnule. De-aia mergeți cu tramvaiul la toți bolnavi. Eu am zis, domnule, v-am respectat, v-am retras bolnava cu care vorbisem eu, îl trăgea de mâine, că lăsați-o, că ne face atâta bine, așa bine ne simțim cu ea. Eu m-am retras, dar m-am retras că mă și atunci m-am uitat și am zis, nu vă supărați, a cui rob sunteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze și m-am retras. Am plecat, dar după aia mi-a părut rău că n-am lăsat, era o onoare să primesc o palmă două. Da, era o onoare. Așa, în vremea asta <laughs> trebuie să fie și libertate. Sora Maria. Da. Sunt oamenii ai rugăciunii care ne urmăresc, care vor vedea mărturile dumneavoastră. Sunt sigur că vor fi încurajare pentru mulți. Dumneavoastră ați început de la vreo 43-45 de ani, ați zis că 28, acolo. Da. Pe la 45 de ani, ca să slujiți așa, înainte a sluji ca mamă, în casă, ați avut altele. Ce motive de rugăciune aveți acum? Uh, motive de rugăciune. Să se roage oamenii cu dumneavoastră să rămână casele Domnului, case de rugăciuni. Să nu împrumutăm de la alții și să aducem înăuntru. Să dea Domnul să fie învățături sănătoase, să cerceteze Duhul Sfânt generația tânără, să nu se lase înclinată de toate influențele și să le aducă. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Să nu punem rugăciunele deoparte. Eu puțină pauză am făcut la oncologie și m-am dus doar unde am fost trimisă, la alte spitale, fiindcă în biserica noastră s-a organizat rugăciune în anche de evangelizare, seri una după alta, evangelizarea și pe urmă luna februarie, iar seri de rugăciune. Am zis, Doamne, prefer să fiu la rugăciune, că mergând te descarci și ai nevoie. De putere. Cuvântul și rugăciunea te leagă cu cerul. Dacă astea le punem deoparte, ce aducem înăuntru? Ce aducem? Bună întrebare. Motivul meu de rugăciune ar fi să ne întoarcem la cuvânt, să dorim călăuzirea Duhului și să-i auzim șapta. El vorbește. El vorbește. Dar dacă noi facem gălăgie mare, nu, -a nu auzim. Că în liniște și pace, Va fi mântuirea. Amin. Și să ne rugăm pentru țară. Să fie bine cuvântarea Domnului peste țară, peste mai mari țări să le dea înțelepciune, eu zic și mă rog, să n-aibă putere să voteze legi împotriva poruncilor Domnului. Că vor păcătui oamenii ca indivizi, vor plăti. Dar când la nivel de țară se dă, Aici. va fi țara. Să simțim lucrurile astea și să venim înaintea Domnului cu sinceritate și cu lacrimi. Amen. Noi plecăm azi mâine, dar ce lăsăm în urmă? Ce lăsăm în urmă? Și Domnul să aducă trezire în toate bisericile. Amin. să dea putere celor în vârstă, răbdare, înțelepciune, celor tineri să fie supuși și să asculte. Amin. Da, mulțumim mult pentru sfaturi. Ne apropiem de final. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc, mulțumesc. Să nu cădeți de oboseală. Teți un exemplu pentru noi pentru generația tânără și nu numai pentru generația tânără. Vă mulțumesc că ați avut deschiderea să vorbiți, în timp ce mulți alți frați mai în vârstă nu au deschiderea ca astăzi să laudă numele Domnului prin minunile pe care Dumnezeu l a făcut. Nu e vorba despre noi, ci e vorba despre El. Și mulțumim că noi, ca biserică, avem onoarea să avem frați așa. Chiar și acolo la oncologie, unde oamenii nu mai sunt băgați în seamă mesajul Domnului are aceeași putere și oamenii sunt salvați și atâtea sute dacă până în 2016 au fost peste 400, nu mai și calculăm am, până acum. Și-am împărțit cel puțin 7000 de noi testamente. Nu mă duc nicăieri să n-am nou testament în jantă. Slavă și așa Domnul. de la o discuție banală ajungem la Isus. Eu da. îi mulțumesc întâi lui Dumnezeu păstorilor care m-au încurajat, soțului meu care a fost alături de mine și copiilor mei. Da, -a să Unde bine, au murit o, o mămică, un tătic tânăr și au rămas copiii mici. Copiii mei au zis mami, umplem mașina și mergem. 70-80 de kilometri, cât o fi, nu contează. Mergem. Foarte bine, pentru că dacă ei văzut în casa asta. Îi mulțumesc, Domnului, pentru familia mea. Nu că nu suntem loviți de încercări, dar pe calea asta nimeni n-a plecat încercat. Fie ca încercările să ne facă mai puternici, să ne ținem de poala Domnului Isus până la capăt. Amen. Mulțumesc mult pentru discuția cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragilor! Ce să zic la sfârșitul acestui podcast? Dar n-ai arătat poze. Pozele o să le arătăm? Da. da. La sfârșitul acestui podcast trebuie să învățăm multe. Trebuie să ne pocăim și trebuie să ne dăm seama că dacă avem o credință în Hristos, trebuie să fie dovedită cu fapte. Și uitându-ne la cei din jurul nostru, acolo unde Dumnezeu ne-a chemat, să vedem oameni care au nevoie urgentă de Hristos, în timp ce mulți dintre noi poate stăm nepăsători. Cimitirele se umple. Poate cu mulți necredincioși și în vremea asta biserica este chemată să îl slujească pe Mântuitorul. Dragilor, distribuiți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți ca mesajul acestea de încurajare, de provocare pentru toți credincioșii să ajungă la cât mai mulți și Dumnezeu să își proslăvească numele prin toate. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.